Italienii și-au luat adio de la fostul președinte, Giorgio Napolitano. Pentru prima dată în istoria Republicii, funeraliile de stat au avut loc la Palatul Montecitorio, sediul Camerei Deputaților. La ceremonie au participat alături de președintele Sergio Mattarella și premierul Giorgia Meloni, mai mulți politicieni și șefi de stat, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, fostul președinte, François Hollande, și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Regele Charles al III-lea, al Marii Britanii, a fost reprezentat de cumnata sa, Sophie, ducesa de Edinburgh. Funeraliile laice au putut fi urmărite pe două ecrane giganti instalate în apropierea palatului. În Italia a fost zi de doliu național, iar la sediul din Bruxelles al Comisiei Europene, steagurile au fost coborâte în Bernă. Giorgio Napolitano s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. El a fost singurul președinte al Italiei ales de două ori. A ajutat țara să treacă prin criza datoriilor din 2011, numind un guvern tehnocrat, și a fost un susținător al construcției europene.